Pentru cele mai ieftine jocuri, intră acum pe g2a.com. Folosește linkul din descriere unde vei găsi și un cod de reducere. Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din Darksiders! Oameni buni, am luat în sfârșit armura aia de care tot vorbeam, nu e aia mega mare armură, cine știe ce, am reușit să facem pe un stream acolo restul de 5 bucățele și acum, după ce am strânșit restul de bucăți și toate, mergem să ne uităm și după misiunea principală, adică de acum am făcut chestia asta secundară ca să fie totul bine și frumosul de Abyssal Armor. Avem aici câteva informații. This legendary precision crafted armor allows war to sustain much more damage. Acum nu știu cât much more damage sau ce înseamnă asta, dar cred că e îndeajuns de mult damage încât să nu crăpăm chiar din prima, să zicem. Ceea ce înseamnă că o să fiu pregătit pentru multe alte bătălii de acum încolo. Sincer, n-a fost foarte greu de găsit pentru că marea majoritate a, cum se cheamă, chesturilor care au rămas de descoperit, a bucăților ce erau de descoperit erau destul de evidente și destul de ușor de ajuns. Poate două erau puse aiurea. Ok, azi vorbim cu Ulthane. Cred că sunetul e puțin cam tare la jocul ăsta. Ce am spune? Puțin cam tare. My greatest work until now. Ia mă, face sabia, boys. Ce Dumnezeu păsește asta? LOL. The Armageddon Blade, huh? Cred că toată lumea simte că se face asta. Ah, uite, toate seed-urile pe ea. Oh, uite-l pe Abaddon. Oh, damn! Stai, gata, Dio Chaos Eater? Turn to Azrael in Ashlands. Armageddon Blade! Wow! That's sexy! Deci eu să-mi fie dor de Chaos Eater. Poți să pun rune pe ea? Nu, nu pot. Deja mi-e dor de Chaos Eater. Nu știu cum să vă zic. Ashlands, cât de departe în Ashlands? Când mai ții minte unde era. Băi, nene, bă, dar arătăm destul de, destul de badass dacă stăm alea să o luăm așa. Arătăm destul de bine. Acum să vedem cât de rezistenți suntem datorită chestia asta. Avem 7 puncte pe, pe sabie? 1, 2, 3, 4, 5, 6 număr eu. 6? Dar mă, 6 sunt? Sper că sunt mai multe, trebuie să fie 7. Să ne upgradăm eu cu ceva. Serpent Hall, Ashlands. Sper că nu mă duc pro sau ceva. Că stau alea că să mă gândesc că nu mă duc pe aiurea. Cred că mergem acum, va trebui să batem 3 boss, mai avem, nu știu. Ăsta a 6 număr. Avem pe Samuel, avem pe Abaddon, avem pe ăsta ce ne-a ajutat acum recent, că am zis că o să venim să-l și batem. Și nu mai știu, cred că am atâta. Nu mai țin minte să mai fie un alt boss special sau ceva. Oricum știu doar că finalul e foarte, foarte mișto.
Greetings. Pa pa pe pare pa pa pu pe pe. Oh, stai așa. Să mă duc. E în capăt rău de tot, da, da, da. Hai, căluți! Eu nu știu dacă puteai să pui un skin la cal sau ceva. Dai calului un skin. Bă, ce s-a ales praful de locul ăsta. Aha! Ați prins că suntem, suntem într-un deșert? Ok, nu v-ați prins, ok, lasă așa. O lăsăm așa, nu mai întinde gluma. Dai, îmi scapă mie ceva. Am punct de acces de aici, am stat să mă învăr ca, ca un coi întregăleat, să zic așa. Ok, dacă cumva episodul ăsta e mai scurt decât credeți, să știți că nu am știut să apreciez distanța și timpul pe care l-am pierdut datorită minunăției de aici. Oh shit, stai așa. Are you ready? We wouldn't want to keep Abaddon waiting. Sigur! Hai să-i o dăm la fraier. Ceva, bobiță. Îți place noua mea sabie? Hai, du-mă înapoi că vreau să-l bat pe fraier. It's Abaddon. Oh? Uriel has led the Hellguard against him. It is as you foretold. The Hellguard will fall. Abaddon. Confund cumva cu Darksiders 2. Angel of Death, serve me one last time. Da, asta e, da, în Darksiders 2 te bați cu Samuel and shit. I remember now. Da, asta e ultimul episod, boys. Wow, e ultimul episod și ce fac acum? Nu mai am video să pun. God damn. Horseman. She mistook me for someone else. No, she's not dead. She loved him. And I believe that he loved her long ago before all this. Foolishly, he chose duty above all and died for it. Will you do the same? Of course. Heaven hunts you. Hell hates you. All of creation cares not whether you live or die. Join me, war. Like a great sword, I will raise you up, and our enemies will shatter against us. The spoils of a thousand victories will be yours. No. Or serve the justice of a corrupt council and a creator who abandons his most faithful. I offer you this choice, Horseman. Would you serve in heaven or rule in hell? Ce-ar fi să scrap curul și lăsăm așa toată treaba? I choose what once a coward did not. Oh shit, boys! Vai, ce? Ha!
Da, deci numai cu sabia asta pot să-i dau damage. Bag o fisă. Mă, ce faci asta? Oh my god! Ia de aici, mâncața șochii! Moro, da, te șpul mea, frate, de cât trebuie să te pun la pământ. Vino, mă, încoace! Oh, papagale! Da, a, numai asta facem sau s-a bugui treaba? Da, fac și HP-ul, unde? Ia ceva nu e bine. Și ia prea repede distanul ăla. Da, serios acum, cât mai pot ține pe figura asta așa? Ha!
Bine, am să, nu știu, să las să mă omoară cam degeaba. Zici că am trainere în pana mea. Mă, trebuie să aștept în față. Oh, lol. S-a dus de-a benile. Oh, phase 2. Aia, ce era? Hai mă, o dată! Oh, shit! Oh, că am prins-o Persia! Mamă, wow, deci cu armura asta mă juc că abia simt ceva. Shut the fuck up! Ah. Iar se cară. Virar. Ah, fuck, am vrut să-i arunc asta în cap. It ends now. Fuck off. What? M-a scos din transformare. Finally. You have taught me something, Abaddon. Sometimes duty must be cast aside to do what must be done. It is not for duty that I kill you now. Oh, da. Oh, rip, rip. Reap what you have sown, betrayer. Whoa! Final seal. You had to know it was a one-way ticket. The council. They knew you'd never play executioner because of your precious honor. They let you take the fall,
They knew you'd butcher everyone involved to clear your name. And you did. No! Patience, whore. I've got something. Why? That's a Gura Murdara. I'll take that. If it were to get broken, you might get ideas. Like not going back in your little cage. It's tragic, really. You had freedom in the palm of your hand, and you lost it. What's so damn funny? Even you wouldn't laugh at your own funeral. I'm laughing at yours. Whoa! Next sacramentum. The death oath is complete. Bye, fuckboy! Oh, Sarup Seal. Hell god, bitch! What did you do? Oh, he's back, boys! No, no, no! Acum e free! Că nu mai e prins de el. I'm going to pull your guts out through your halo! Wow! Salcă-fă! Keep getting up. I'll just kill you again. Oh. Oh, ce o să mă distrez acum. I was just following orders, like you. Oh my god, săracu. Oh, și acum mi-a revenit la full strength. Fight the council? Fight everyone? You'll never get away. You hear me? Never! Don't forget who holds the leash. Clar nu tu, chestiuță. Op, iot. I haven't forgotten. Meh. You knew. Yes. You knew what would happen here, what I would do. That's why you spared me. No. Then why? Because I would not have the last of Heaven's honor die with its champion. Well. All debts are repaid. The duty I uphold, it may call me to raise my sword against you. And if that day comes, I won't hesitate. I'll be in a dope badass, bitch. You will be hunted. The White City for certain. The Council, and there will be others. You would wage this war alone? No. Not alone. Oh shit, what up, boys? Pam pam pararara pa. Mamă, deci când s-a terminat primul Darksiders, mamă, prima oară când am văzut asta, eram gen... Știi, gen... Hyperventilating like a bitch. Da, mai bun, cam asta e tot pentru această serie, super, super fun. Bă, mi-a plăcut foarte tare jocul ăsta, sincer, mi-a plăcut vocea personajului, a fost super, 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 super faină. Și tot jocul în sine a fost fain să-l rejoci, că am avut un film foarte, foarte plăcut. Dar da, mai bun, cam asta ar trebui această serie, nu știu ce o să fac în locul ei, o să mă gândesc în zilele astea, bine, probabil când o să vedeți acest video, probabil o să fiu deja plecat, gen, vedeți undeva sâmbăta, eu... Sâmbătă, duminică și lunea abia mă întorc, deci trebuie să mă gândesc la ce serie puteam să fac în schimb. Și acum mai bun, ca asta ar fi tot pentru această serie, dacă v-a plăcut nu uitați, dați like, subscribe, share și comment și ne auziți data viitoare. Pa, pa!